Salutare, bine ați venit pe canalul AICMD. Astăzi o să vă prezint renumitul Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, sau Jean-Claude Camille François Van Varenberg, și abreviatura GCFD. Acest renumit actor s-a născut la 18 octombrie 1960 în comuna Berchem-San Agat din regiunea capitalei Bruxelles. Jean-Claude Van Damme este un expert în arte marțiale, actor și regizor belgian, cunoscut în mare parte ca actor de filme de acțiune cu arte marțiale. Acest actor expresiv și cascador neafricat a intrat pe marile ecrane la sfârșitul anilor 1980, cucerind spectatorii cu eleganța și flexibilitatea sa legendară. Nimeni de la Hollywood nu putea să facă sfoara cu legeritatea și eleganța lui Van Damme. Până la intrarea sa în cinematografie, Jean-Claude obținuse succese remarcabile în sport. Van Damme, de asemenea, deține centura neagră la karate. La 18 ani, ocupase locul 3 la campionatul european de bodybuilding pentru amatori, iar la 19 ani a devenit campion european la karate și kickboxing, la categorie medie de greutate în rândul profesioniștilor. De-a lungul carierii de luptător, viitorul actor a avut 22 de lupte în care a obținut 20 de victorii. 13 din ele au fost obținute prin knockout, iar în prima jumătate a anilor 1980 a fost partenerul de sparring a legendarului Chuck Norris. Dintre cele mai cunoscute filme se numără Bloodsport 1988, Kickboxer anul 1989, Soldatul Universal 1992, Hard Target 1993. Jean-Claude Van Damme a fost căsătorit de 5 ori, cu 4 femei, are 3 copii, Christopher, Bianca și Nicolas. În prezent este cu Gladys Portugues, are o înălțime de 1,77 m și o avere de 30 de milioane de dolari americani. Abonați-vă la canal! Dați like, mulțumim pentru vizionare, pe curând!